Te salut, Denis, și bine te-am găsit! Și bine te-am găsit și eu! Perfect! Dragilor, pentru cei care vedeți acest material, cu Denis am lucrat deja în BAC-ul de la română, în Start un BAC. L-am ajutat să se pregătească mai bine pentru BAC-ul de la română și ne-am văzut să ne povestească el mai bine cum anume a reușit el să ia BAC-ul cu Start un BAC. Păi, nici măcar nu știu cu ce să încep. Faza e că la română nu m-am pregătit absolut deloc tot timpul anului. Uh-huh. Pur și simplu la școală aveam o profesoară care vorbea cu noi diferite subiecte despre astronomie și alte chestii. Adică nu prea se ocupa cu noi în legătură cu BAC-ul, cel puțin subiecte pentru BAC nu am făcut aproape deloc. Adică eu nu mă duc aminte să fi făcut 2 sau 3 subiecte de BAC. Da. La școală, împreună cu doamna. Ok. Ok. Deci tu pe la ce notă erai la română înainte, să zicem, înainte să înscrii în curs? 5-40 am luat în simulare. 5-40 în simulare. Și la BAC? 8-25. Păi de capă, mă, crește de 3 puncte. Și nu vine să cred. Nu? Deci când am intrat dimineața la 11, că s-au postat rezultatele, eram atât de uimit și nu vine să cred cum am luat eu nota asta. M-aș așteptat la un 7, adică în 2 săptămâni când am intrat în curs, nu prea aveam așteptări așa de mari, că chiar voi reuși să măresc nota chiar atât de mult. Adică eram puțin pesimist, pot spune. Da, super. Dar ai reușit până la urmă. Am reușit și sunt bucuros acum. Excelent. Ce crezi că te-a ajutat cel mai mult, Denis? Ce crezi că te-a ajutat cel mai mult să ajungi la nota asta? Ce te-a făcut? Păi, dorința. Mi-am dorit foarte, foarte mult acum, atunci să trag foarte mult de mine și să am urmărit clipurile de pe platformă de nenumărate ori. Cel mai decamente într-o zi am stat de dimineață de la 12, adică de după amiază de la 12 până la vreo 10 seara, deci am tras la greu am tras și mi-am luat notițe și am încercat să învăț. Super. Scuze, am avut o întrebare acum de la cineva. Bun. Ok, deci te-a ajutat, să zicem așa. Da, chiar pot spune că m-a ajutat. Ok. Voiam să te întâlnesc când m-ai descoperit pe mine. Fix atunci la BAC sau înainte, practic? Știam de tine de un an și ceva, adică te-am văzut pe YouTube. Okay. Numai că n-am crezut că voi avea nevoie de asta. Când am ajuns atunci și am simțit că, băi, stai alea, că eu chiar nu cred că voi lua BAC-ul la română. Am zis, ce-ar fi să încerc? Altă posibilitate nu aveam, adică să mă duc să fac pregătire cu un profesor face-to-face era prea din scurt, adică în 2 ore acolo nu prea reușeam, chit că mi-o oferea materialele și mă punea să învăț. Nu, n-am crezut că va fi eficient pentru mine și așa am ales să mă scriu un curs. Așa am simțit că o să fie bine și chiar a fost. Super tare. Ai tăi ce părere au avut când ai zis? Prima dată a fost o leacă mai așa, adică stai o leacă, cursuri online, cum ai putea tu să reușești să iei notă mare la română cu un simplu curs? Și am spus, ai încredere și o să vezi că o să iei notă mare. Nu că nu vei reuși. Mama, în schimb, a fost, nu știu cum să zic, adică a acceptat oferta pe care i-am zis. A zis, lasă-mă, te rog să mă înscriu un curs și o să vezi că o să fie bine. Și m-am înscris și aia a fost. Până la urmă, A fost foarte bine. Eu sunt mulțumit. Mă bucur foarte mult. Mă bucur mult. Dacă ar fi acum să te vezi cu un elev de clasa 11-a, 12-a, ce îi recomanda lui, care și el ar vrea să se înscrie poate în curs, dar nu știe exact ce să facă? Ce îi spune? Sincer, deja am recomandat cuiva să se înscrie în curs. A trecut acum clasa 12 și i-am spus, dacă vrei să te apuci de pregătire la română, lasă pregătirea cu orice profesor, înscrie-te în curs, că o să fie mult mai bine. Ok, bun. Super. Deci ce îi zice cuiva care poate, nu știu, nu încă se gândește sau are dubii? Ce crezi că ar trebui să facă el? Eu zic că până nu încerci, n-ai de unde să știi dacă va fi sau nu va fi bine. Eu de asta am și vrut să încerc și am avut o presimțire că o să fie bine. Și pentru mine va funcționa cel puțin. Perfect. Mă bucur mult. Mă bucur. Dacă ar fi să descrii într-un singur cuvânt, Denis, tot cursul, cum l-ai descrie? Minunat? Și nu vreau să par un om fals acum să-mi dau lumii de înțeles că
Vai, Doamne, că a fost extraordinar de bine, dar din ce cunosc și ce am văzut pe grupurile de WhatsApp și pe Facebook, toți de acolo sunt uniți, toți se ajută între ei, nu numai la română. Am văzut că se discutau despre biologie, despre matematică și la orice întrebare se găsea cineva care să ofere un răspuns și asta a ajutat foarte mult, în afară de română. Da, da, super. Denis, mă bucur din suflet că am lucrat împreună. Deci, și eu mă bucur. Și asta e ceva la ce notă? La 8 și cât? 8.25, de la 5.40 în simulare. 5.45, cred că e 3 puncte. Denis, foarte mândre tine, mă bucur că ai fost în start în bac. Și am un mesaj pentru cei care văd materialul și poate și ei vor să înscrie. Dragilor, dați un click pe linkul de mai jos și hai să povestim mai multe despre Start în Bac, să intrați și voi în comunitate. Denis, felicitări și hai să-i spargem la bac. Hai să-i spargem la bac.